Bună seara! Dați-mi voie să vă prezint actele normative adoptate astăzi în ședința de guvern. Evident, prioritatea guvernului este adoptarea măsurilor necesare pentru combaterea și limitarea infecțiilor cu coronavirus și, în același timp, limitarea efectelor negative în domeniul economic și social provocate de această criză. O primă veste în această seară este legată de cursul altor acte normative adoptate în ședința de guvern trecută și, în acest sens, vreau să vă anunț că a fost publicată ordonanța de urgență privind reglementarea șomajului tehnic. A fost publicată în această seară și, începând de mâine, practic, angajatorii care doresc să depună solicitări pentru decontarea plăților prin această facilitate acordată de stat pentru angajații care au contracte de muncă suspendate, pot depune aceste documente la Ministerul Muncii conform dispozițiilor care vor fi emise de către Ministerul Muncii, respectiv în baza unei simple declarații pe propria răspundere, ce va fi pusă în transparență imediat după publicarea în Monitor Oficial a acestei ordonanțe. De asemenea, celelalte categorii de angajați cu alte forme de angajare, fie că vorbim de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, profesii liberale și alți profesioniști, vor putea de asemenea, după publicarea în Monitor Oficial a acestei ordonanțe de urgență, să depună cereri pentru indemnizația de șomaj tehnic până la valoarea de 75% din salariul mediu brut pe economie, la Ministerul Muncii, la Agenția Națională pentru Plăți și Intervenții Sociale. Mai multe detalii în acest sens, privind aplicarea acestor măsuri extrem de importante pentru a limita efectele negative în domeniul economic și social pentru angajații afectați de criza cu coronavirus, vor fi făcute publice mâine la Ministerul Muncii. În continuare, dați-mi voie să vă prezint deciziile Guvernului adoptate în ședința de guvern de astăzi și o să-l invit să vă prezinte primul act normativ, de asemenea foarte important în domeniul economic, pe Ministrul Finanțelor Publice, domnul Florin Câțu, să vă prezinte ultima formă a actului normativ privind suspendarea ratelor bancare pentru persoanele fizice și juridice aflate în dificultate pentru o perioadă de până la 9 luni. Mai multe detalii vă va prezenta domnul ministru. Bună seara, domnule ministru! Bună seara, mulțumesc! Este adevărat, a trebuit să introducem câteva observații pentru a clarifica această măsură, să fie foarte clar pentru toată lumea, pentru că am văzut foarte multe discuții în spațiul public. Am vrut să eliminăm orice urmă de îndoială. În ceea ce privește ratele la credite, pentru persoane fizice, credite ipotecare, știți foarte bine că acolo statul garantează 100% dobânda pe perioadă de 5 ani de zile. Dar pentru că au apărut foarte multe dezbateri în spațiul public, am vrut să fie foarte clar modul în care se face acest lucru și astfel, am spus, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. Ce am introdus nou? La această creanță, dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonată în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. Deci, ca să eliminăm orice discuție în spațiul public, am introdus această clarificare, dobânda este 0 la această creanță. În același timp, am văzut iarăși discuții în spațiul public despre perioada în care oamenii pot să ceară această suspendare a ratelor până la 9 luni. Trebuie foarte, să fim foarte clari aici. Proiectul, ordonanța, care va fi publicat, a fost trimisă spre publicare în această seară, oferă clienților posibilitatea de a suspenda ratele până la 9 luni de zile și am schimbat puțin modalitatea și se pot depune aceste cereri cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Deci, cetățenii au 45 de zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe să depună aceste cereri. Au fost tot felul de discuții în spațiu public, că nu este timp. Acum sper că avem timp să toți cei care doresc să folosească această facilitate să depună cererile. Și eu încă o clarificare care a apărut în această ședință de guvern, care a venit tot după discuțiile cu cei care doresc să folosească această facilitate.
Inițial, se spunea, facilitatea prevăzută la alineat poate fi acordată doar pentru creditele care nu înregistrează restante la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României. Am adăugat, sau debitorii au afectat plata acestor restanțe până la data solicitării suspendării obligației de plată prevăzute la aliniatul 1. Astfel, cei care își plătesc restanțele până la momentul în care fac solicitarea de amânare sau de suspendare a ratelor pentru 9 luni de zile, pot să beneficieze și aceștia de această facilitate. Acestea au fost modificările, clarificările de fapt, pentru că și ne-am uitat în spațiul public, vreau să fie cât mai clară această ordonanță, vrem cât mai mulți români să beneficieze de această facilitate pe care această ordonanță pe care a aprobat-o Guvernul României pentru 9 luni de zile. Știm prin ce trec în această perioadă și asigurăm că această ordonanță vine în sprijinul lor și încercăm să-i ajutăm alături de celelalte programe, șomaș tehnic și programe de investiții, linii de credit pentru investiții și capital de lucru, să trecem cu toții peste această perioadă. Mulțumesc mult! Da, mulțumim, domnule ministru, pentru aceste clarificări extrem de importante, având în vedere evoluția dezbaterilor publice legată de facilitatea acordată de Guvernul României pentru cei aflați în dificultate și care doresc să solicite amânarea la plata ratelor bancare pentru o perioadă de până la 9 luni. Sperăm că după aceste clarificări, practic, toți cetățenii vor înțelege că este o facilitate în interesul celor aflați în dificultate și că Guvernul României adoptă toate măsurile necesare pentru cei care în această perioadă sunt afectați din punct de vedere economic de criza provocată de epidemia cu coronavirus. Întorcându-ne la măsurile adoptate de către Guvernul României pentru a combate și limita efectele epidemiei cu coronavirus din punct de vedere medical și sanitar, în această ședință de guvern au fost adoptate două hotărâri de guvern în domeniul sanitar. Prima dintre acestea privește stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pentru perioada de stare de urgență. Și dați-mi voie să vă prezint câteva dintre prevederile acestui act normativ. Chiar dacă sunt mai numeroase, acestea sunt foarte importante pentru modul de reglementare al relației dintre medic și pacient în această perioadă. Astfel, potrivit acestei hotărâri de guvern, se prelungește aplicabilitatea contractului cadru pentru pachetele de servicii medicale contractate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, respectiv contractul cadru încheiat pentru perioada 2018-2019 se prelungește cu perioada stării de urgență. De asemenea, în această perioadă nu va fi necesară folosirea cardului de sănătate, cardului național de asigurări sociale de sănătate. Practic, serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, materialele sanitare, medicamentele și dispozitivele medicale pot fi acordate și validate fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate. Obligațiile prevăzute în acest sens pentru medicii de familie, pentru medicii care trebuiau să folosească acest card de sănătate, obligația acestora este modificată în sensul în care nu mai este obligatorie transmiterea în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în termen de 3 zile de la data acordării acestora, respectiv a eliberării serviciilor medicale și dispozitivelor medicale. O altă prevedere importantă inclusă în această hotărâre de guvern privește tratarea pacienților cu servicii medicale, materiale sanitare și medicamente necesare pentru persoanele diagnosticate cu COVID-19. Astfel, potrivit reglementării adoptate de guvern, toate persoanele aflate pe teritoriul României beneficiază de aceste servicii, indiferent de calitatea de asigurat sau nu a acesteia. Pentru pacienții simptomatici cu COVID-19, se reglementează posibilitatea acordării consultațiilor la distanță, ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare și pot fi acordate de medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriu. Tot în vederea reducerii
contactului și a deplasărilor la cabinetele de medicină de familie sau în ambulatoriile de specialitate, se prelungește termenul de valabilitate pentru biletele de trimitere, se prelungește cu 90 de zile. Biletele de trimitere existente sau a căror valabilitate expiră în această perioadă. De asemenea, documentele necesare solicitate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pot fi transmise prin mijloace electronice de comunicare sau prin depunerea acestora de către o altă persoană. O altă situație întâlnită în această perioadă și care necesită o nouă reglementare se referă la pacienții cu boli cronice, cu schemă stabilă de tratament. Pentru aceștia nu mai este necesară o nouă reevaluare a medicului specialist pe perioada stării de urgență pentru reînnoirea scrisorii medicale inițiale. De asemenea, medicul de familie poate emite prescripție medicală în baza documentelor medicale care au fost deja emise pacientului. În fine, situația consultațiilor medicale la distanță, prevăzute pentru pacienții cu persoanele infectate cu COVID, această posibilitate tehnică de desfășurare a consultațiilor medicale este extinsă și pentru celelalte categorii de pacienți, respectiv poate fi acordat acest serviciu de către medicii de familie și de către medicii de specialitate din ambulatoriul clinic prin orice mijloace de comunicare cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultații pe oră. Mai sunt și alte prevederi în cuprinsul acestui act normativ care privește modul de decontare a cheltuielilor efectuate de unitățile spitalicești în perioada stării de urgență pentru a asigura decontarea acestora din bugetul național al asigurărilor de sănătate, în special pentru programele naționale de sănătate și pentru acele unități spitalicești care sunt implicate în combaterea și limitarea infecțiilor cu coronavirus. Tot în domeniul sănătății a fost aprobată o hotărâre de guvern pentru modificarea organigramei Ministerului Sănătății. Practic, prin această modificare, crește numărul de posturi alocat pentru direcțiile de sănătate publică județene în această perioadă, respectiv cu 1000 de posturi și, de asemenea, structura serviciilor de ambulanță județene și a serviciului de ambulanță București-Ilfov se suplimentează cu 1000 de posturi. Pentru perioada stării de urgență, recomandarea este ca angajările pe această perioadă să fie efectuate cu prioritate prin detașări sau pe perioadă determinată. Este vorba despre acoperirea unei nevoi imediate, urgente în sistemul medical, în special la nivelul direcțiilor de sănătate publică și al serviciilor de ambulanță. În continuare, o să vă prezentăm o altă măsură adoptată de către guvern în ședința din această după-amiază, care privește facilitarea și ușurarea relației dintre instituțiile publice cu cetățenii, persoane juridice, companii în această perioadă, în sensul în care se impune obligativitatea folosirii documentelor electronice pentru a limita deplasările de către persoane fizice sau juridice la sediul instituțiilor publice. Și îl invit în acest sens pe colegul meu, domnul Sabin Sarmaș, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, să vă prezinte conținutul acestui act normativ. Vă rog, domnule Sarmaș. Bună seara, vă mulțumesc. Contextul pandemiei de coronavirus ne-a demonstrat încă o dată cât de importantă este tehnologia în ceea ce privește serviciile publice pentru cetățeni. Ne-a demonstrat, din păcate, de această dată, sau din fericire, că tehnologia, pe lângă timp și stres, poate să ne ajute să salvăm vieți. Cred că astăzi, într-o ordonanță de urgență de doar 6 articole, guvernul Orban a adoptat cea mai importantă măsură în domeniul digitalizării din ultimii ani.
De fapt, este fără dubiu acest lucru, întrucât de astăzi sau de la momentul publicării ordonanței de urgență în monitor oficial, cetățenii, așa cum spunea și colegul nostru, domnul Dancă, vor putea să depună solicitări către toate instituțiile publice online semnate electronic. Vor avea această posibilitate. Mai mult de atât, pe lângă obligația instituțiilor publice de a accepta documente semnate electronic, acestea vor avea și obligația de a furniza răspuns la acest tip de cereri tot în format electronic, astfel încât să ne asigurăm că va exista un lanț absolut continuu al documentelor care nu vor mai circula de acum înainte pe hârtie, ci în format electronic. În aceeași măsură, autoritățile și instituțiile publice au obligația ca după publicarea acestei ordonanțe de urgență în monitor oficial să își publice în mediul online procedurile prin care vor primi de la cetățeni aceste documente. Mijloacele sunt cele clasice, sunt instituții care astăzi dețin platforme online prin care pot să accepte documente, sunt instituții la dispoziția cărora vor fi puse platforme online pentru a primi documente, spre exemplu, toate documentele pentru solicitarea ajutorului de șomaj tehnic vor fi depuse exclusiv online, semnate electronic, printr-o platformă pe care Guvernul României o va pune la dispoziția Ministerului Muncii. Nu în ultimul rând, pentru acele instituții care, din păcate, nu au reușit să ajungă la un grad de tehnologizare suficient, le vom pune la dispoziție sau au ca mijloc la dispoziție de a primi, cum se întâmplă și în aceste zile de altfel de multe ori, documente în format electronic pe e-mail, urmând ca în cel mai scurt timp să le oferim tot sprijinul prin Autoritatea pentru Digitalizarea României în vederea automatizării acestui flux de primire a documentelor. Repet, este o măsură care va transforma sau este un pas extrem de important în transformarea digitală a României. Reglementări care existau până astăzi la nivelul mediului privat și a interacțiunii dintre mediul privat și cetățean, dar reglementări care nu existau la nivelul interacțiunii dintre cetățean, mediul privat și serviciile publice din România. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, domnule Sabin Sarmaș, pentru aceste precizări. O să închei prezentarea deciziilor adoptate astăzi în ședința de guvern cu o informare legată de alte hotărâri de guvern importante adoptate în domeniul economic. Vorbim despre hotărâri de guvern pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru câteva companii importante, companii cu rol strategic în economia României. Vorbim despre bugetul de venituri și cheltuieli pentru Metrorex, compania națională de administrarea infrastructurii din România și de compania Poșta Română. Sunt companii cu mii de angajați care în această perioadă și cu numeroase lucrări publice pe care trebuie să le desfășoare în acest an și această decizie a Guvernului practic le permite desfășurarea lucrărilor pe durata acestui an și în același timp le asigură bugetul pentru plata obligațiilor și a cheltuielilor cu personalul în cadrul acestor companii. Hotărâri de guvern, spuneam, importante pentru funcționarea unor companii cu rol strategic pentru economia României. Închei aici prezentarea actelor normative aprobate în ședința de guvern din această după-amiază. Vă urez o seară bună!